Costin Curelea este atacantul de fața porții de care CS Universitatea avea nevoie ca de aer. Acesta a venit la Craiova cu gândul de a ajuta echipa să promoveze. El a declarat că formația din Bănie are valoare, dar jucătorii sunt într-un blocaj psihic din cauza presiunii mari la care au fost supuși. Curelea a mai spus că s-a pregătit cu o echipă de divizia B, dar nu este încă la potențialul maxim. Știm că acest oraș Craiova e un oraș care știe fotbal, oamenii de aici cunosc fotbalul, nu e ca în alte părți și vrem doar să-i aducem la stadion și să demonstrăm că ne merităm... această poziție de echipă cu pretenții. Ferfelea este un mijlocaș tehnic pe care cu siguranță Stângă îl va folosi pe postul de coordonator. Ambii jucători au declarat că au venit la Craiova pentru că sunt convinși că proiectul CS Universitatea este unul serios. Am avut oferte din Liga 1, de la echipe foarte bune, dar dacă nu eram convinși că este un proiect care merită cu oameni serioși, aș fi ales altceva, altă echipă probabil în Liga 1. Dar am venit cu inima deschisă, amândoi am venit aici și să facem treabă. Venit cel de două zile la cârma echipei, Stânga a declarat că atmosfera din vestiar s-a schimbat în bine. Eu zic că este o schimbare pozitivă, este o schimbare constructivă. Pentru că am rămas surprins după o ședință tehnică să fiu întrebați de foarte mulți jucători ceea ce îmi doresc eu de la ei. Asta înseamnă că am fost deschis, iar ei au acceptat cu plăcere ceea ce îmi doresc eu de la ei. Pentru meciul de sâmbătă, Ovidiu Stângă nu-i poate folosi pe Pleșan suspendat 2 etape și nici pe Izvoranu suspendat 8 etape. Meciul cu Olimpia Satu Mare se joacă sâmbătă de la ora 13 la TVR.